Hello beauties și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube! Sunt Alexa Lixa și astăzi am decis să vă vorbesc despre produsele esențiale în realizarea unui machiaj pentru tipul de ten problematic, sensibil, alergic. Așadar, pentru a afla toate aceste informații, vă invit să parcurgeți întregul episod! M-am confruntat cu o problemă acneică destul de serioasă. Am cercetat foarte mult și am fost la foarte multe persoane specialiste în dermatologie, dar din păcate nu am ajuns la niciun rezultat. Adică erau perioade în care eram ok, erau perioade în care nu eram ok, dar acneea persista. Ei bine, într-un final am găsit un medic dermatolog, după părerea mea, foarte profesionist și foarte priceput aici, în Oradea. Iar cu ajutorul dumneaei am reușit să descoper problema cu care mă confrunt și motivul pentru care această acnee persistă și motivul pentru care această acnee, chiar dacă dispare câteva zile, reapare. Ei bine, mă confrunt cu o alergie la acarieni. Nu știu dacă ați mai auzit despre această problemă, dar ea este reală, există. În momentul în care doamna doctor a pus lupa pe tenul meu, a văzut cotițele acelor acarieni și imediat și-a dat seama care este problema tenului meu și cu ce anume mă confrunt. Ei bine, dumneavoastră mi-a prescris o cremă pe care o folosesc seara, dar în timpul zilei folosesc produse speciale pentru ten acneic, ten sensibil. Și pentru că mă confrunt cu această problemă, zilnic trebuie să machiez tenul. Eu nu obișnuiam să machiez tenul în fiecare zi, dar acum simt nevoia să-l protejez cu ajutorul machiajului. Știu că poate părea puțin ciudat, dar în momentul în care folosim produse dedicate tipului de ten sensibil, gras, uleios, acneic și așa mai departe, cu ajutorul acestor produse nu facem altceva decât să protejăm pielea. Așadar, astăzi m-am decis ca să vă arăt produsele cu care lucrez, o parte din ele, pentru că mai sunt și alte produse care sunt în testare și încă nu pot să vă vin cu un feedback 100%, așadar, azi vă voi prezenta produsele care știu că funcționează foarte bine pentru nevoile tenului meu. Am să încep cu momentul în care îmi pregătesc tenul pentru realizarea machiajului. După ce mi-am demachiat tenul, l-am curățat în profunzime cu ajutorul unui produs dedicat tipului de ten acneic, sensibil, uleios și așa mai departe, vin ca să readuc pH-ul pielii la normal cu ajutorul unei ape termale și anume apa termală de la Babor din gama Cleansing, care se numește Thermal Tonic Essence și este un produs absolut superb, care îmi protejează pielea, este un produs antimicrobian și care hidratează foarte bine. Îmi place că acest produs nu sensibilizează tenul, îl lasă foarte catifelat și îmi lasă tenul super pregătit pentru a aplica următoarele produse. Următorul produs pe care îl folosesc este vorba despre produsul de la Paula's Choice CBD Skin Transformative Treatment Milk. Ajută să calmeze pielea stresată, pielea reactivă și nu face altceva decât să îi redea pielii un boost de regenerare și totodată este responsabil pentru a avea un efect anti-aging. Este realizat din 98% plante naturale. Acest produs este cumva un fel de serum, pentru că mi se pare că e mai puternic decât o cremă și după ce aplicăm acest produs necesită să venim cu o cremă. Este un produs absolut deosebit care m-a ajutat foarte mult în toată această perioadă și mă bucur tare mult că am dat de el. Următorul produs pe care îl folosesc este crema mea preferată de la Paula's Choice din gama Calm Restoring Moisturizer,
care este dedicată tipului de ten normal până la cel uleios, chiar și combinat. Nu face altceva decât să ofere o hidratare, să calmeze pielea extrem de sensibilă. Îmi place că acest produs nu încarcă tenul, formează o bază foarte, foarte frumoasă pentru machiaj. Este crema mea preferată a tuturor timpurilor, indiferent ce produs folosesc, odată la ceva timp revin la această cremă. Iar în această perioadă m-a ajutat tare, tare mult. De regulă, după ce aplic aceste produse, îmi place să aplic și crema pentru ochi. Aici este la alegerea voastră, dar eu vă sugerez să folosiți o cremă pentru ochi cu o piele sensibilă, pentru că, în general, în momentul în care avem parte de o piele sensibilă, reactivă, acneică, este necesar să folosim produse dedicate tipului de ten sensibil. Eu, momentan, folosesc o cremă de la Purito. Am un video pe care îl sugerez să-l urmăriți, iar acolo veți afla mai multe despre această cremă de ochi de la Purito. Dacă fondul de ten sau BB, CC cream-ul, nu conține factori de protecție, în locul acestei creme, îmi place să vin să aplic acest produs, crema de la Paula's Choice, tot din aceeași gamă, Calm Mineral Moisturizer, care conține factori de protecție 30. Este cam aceeași cremă, doar că aceasta conține factori de protecție. Este foarte important să ne protejăm tenul, în special acum pentru că a venit căldura, iar razele soarelui ne pândesc. Așa că vin cu acest produs, nu încarcă tenul, nu îl lasă uleios și formează o bază foarte hidratantă pentru machiaj. Iar acum următorul produs pe care vi-l prezint este vorba despre balsamul de buze de la Santa CBD, care se numește Cannabello și mi se pare că este cel mai genial produs pentru buze pe care l-am testat, folosit până acum. Este un balsam de buze cu extract natural de CBD și toate ingredientele active din acest produs sunt absolut demențiale, care îți oferă un efect aproape instant de hidratare și de reparare a buzelor. Pentru mine este foarte important pentru că eu mereu am tendința să mă confrunt cu buze crăpate și deshidratate. Acest produs se poate folosi inclusiv în zona cuticulelor. Este foarte hidratant, extrem de hidratant, aș putea să spun. Este un produs, din punctul meu de vedere, multi-use. Putem să-l folosim și pe ploapa mobilă, putem să-l folosim inclusiv în această zonă a pomenților pentru luminozitate. Este un produs super universal. Iar acum am să trec la produsele pentru machiaj și am să încep cu o cremă, e un BB cream, după părerea mea, dedicată tipului de ten acneic cu probleme cu pori dilatați. Este vorba despre acest produs de la Frasiderm Color Second Skin cu factor de protecție 30, care conține o grămadă de ingrediente foarte frumoase, fără paraben, este testată dermatologic. Eu am achiziționat-o din Farmacia 3, mi se pare, da, din Oradea. Tinted Sunscreen Face Care are o formulă inovativă, protectivă, care oferă o matifiere a texturii pielii și care este super water resistant. Din punctul meu de vedere, tot ceea ce v-am citit până acum este real, este testat de către mine. Are o formulă absolut superbă. Dacă aveți parte de pori dilatați, bye-bye pori dilatați, nu încarcă tenul, nu are finish-ul acela lucios. Este un produs absolut deosebit. Nu știu, din punctul meu de vedere este un must-have și cred că merge pe toate tipurile de ten. Așadar, și dacă aveți un ten cu, nu știu, mai deshidratat, de felul lui mai uscat, merge foarte, foarte bine. Iar acum, următorul produs, bineînțeles că este unul dintre fondurile mele de ten preferate și anume Babor 3D Forming Serum Foundation. Este un fond de ten super cameleonic din punctul meu de vedere, se potrivește aproape pe toate tipurile de ten, dar indiferent că vă confruntați cu acne sau nu, acest produs arată foarte bine, doar că
dacă aveți urme și, nu știu, vă confruntați cu pete, nu are o acoperire atât de bună. Este un fond de ten, mai degrabă lejer, sub forma unui, nu știu, BB CC cream. E o combinație între cele două, dar de altfel este un fond de ten superb care nu încarcă tenul, nu creează acel efect de ulei, ten uleios. Este absolut superb. Următorul produs pe care l-am descoperit recent, bineînțeles că am auzit foarte multe povești despre acest produs și toată lumea e super încântată și nebunită după acest produs, doar că eu m-am ferit de el pentru că știam că are o acoperire mare și în viața de zi cu zi nu îmi doresc să folosesc un fond de ten cu o acoperire atât de mare. Dar în momentul în care te confrunți cu acnee și cu pete și cu tot felul de probleme, bineînțeles că îți dorești un produs cu o acoperire mai mare. Când am mers în Douglas și am luat un tester și am citit ingredientele, am rămas cu adevărat impresionată pentru că nu conține parfum, nu conține uleiuri, perfect pentru ce aveam eu nevoie. Așadar, produsul de care m-am îndrăgostit este vorba despre Double Wear Stay in Place Makeup de la Estée Lauder, care conține factor de protecție 10. Este destul de scăzut factorul de protecție, dar din punctul meu de vedere este ok dacă avem un factor de protecție pe care să-l completăm în timpul zilei. Ideea e că dacă nu stăm toată ziua cu fața la soare și așa mai departe, e suficient și un SPF 10. Acest produs se aplică atât de frumos, vă sugerez să-l aplicați cu o pensulă, după care să veniți cu un burețel să-l tapotați. Este foarte cameleonic din punctul meu de vedere, în sensul că și dacă, știu eu, avem tenul puțin deshidratat, merge foarte bine dacă îi oferim o bază hidratantă tenului. Numărul pe care eu l-am ales este 2N1 Desert Beige. Dar o secundă este prea deschis pentru mine, pentru că în ultimele zile m-am bronzat, așa că va trebui ca să-mi aleg o nuanță mai închisă. Vă sugerez să mergeți să testați acest produs în magazin și să vă uitați cu exactitate ce tipologie aveți, ce fel de subton al pielii aveți, pentru că o să vă ajute foarte mult în alegerea nuanței potrivite. Eu sunt neutral, așa că N vine de la neutral. Ei au acolo foarte frumos o prezentare, o carte de prezentare cu ajutorul căreia veți putea alege nuanța potrivită subtonului vostru al pielii. Așadar, Estée Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. Următorul produs pe care îl ador este vorba despre anti-cearcănul de la Babor, care se numește 3D Forming Concealer. Face parte din aceeași gamă cu 3D Forming Serum Foundation. Este un concealer foarte lejer pe care puteți să-l aplicați sub formă de tapotare cu degetul, după care să veniți cu o pudră fixatoare. Eu vă recomand pudra de la Laura Mercier, pudra translucidă, Translucid Loose Powder, cred că am zis bine, care merge pe toate tipurile de ten, în special pe tipul de ten problematic, cu acnee, sensibil și așa mai departe. Un alt concealer pe care îl ador și care mi se pare că acoperă foarte bine cearcănele cu probleme și inclusiv zonele feței în care ne confruntăm cu pete, este vorba despre concealerul Shape Tape de la Tarte. Această nuanță este light neutral, pentru că v-am zis un neutral. Și merge foarte, foarte bine să-l purtăm și în timpul zilei, dar tot așa să-l tapotăm, să aplicăm foarte puțin produs. În timpul zilei vă sugerez să nu vă aplicați foarte mult produs, pentru că încarcă oarecum tenul și nu mai respiră cum trebuie. Și nici nu e necesar să aplicăm foarte mult produs, pentru că el este destul de puternic, are o acoperire destul de mare. Cam despre asta a fost vorba în episodul de azi.
Sper că informațiile mele v-au fost utile. Dacă aveți alte întrebări legate despre aceste produse și vă pot ajuta și vă pot îndruma spre a înțelege de ce produse aveți nevoie, ca de obicei vă aștept mesajele voastre aici sau pe celelalte pagini de socializare. Mă găsiți pe Instagram, Facebook, Twitter și pe pagina oficială lixa.ro, unde vă puteți delecta cu blogul meu, la care din păcate nu prea am mai avut timp să lucrez în ultima perioadă, dar promit să mă mobilizez. Până data viitoare vă doresc să aveți parte de multă sănătate și de o primăvară-vară absolut superbă. Bye bye, beauties!